Portarul îi chemă un taxi, un soare palid, abia dacă se întrezărea printre nori și copiii se dădeau pe ghețuș în grădina Luxemburg. Vreo doi trei și aduseseră și Sania. Reperă bistroul unde l-aștepta Vie și l găsi pe inspector așezat nu departe de geamul aburit, pe care îl ștergea din când în când. O bere!" comandă el cu o voce ostenită. Interogatoriul îl extenuase și încă mai simțea jilăveala din micul salon lipindu-i să de corp. N-a ieșit din casă?" Nu, presupun că a luat masa în avion, probabil că așteaptă un telefon. Mai are de așteptat. Megre ar fi putut, precum colegul său de la Amsterdam, să pună telefonul sub ascultare, dar poate pentru că era din vechea școală sau mai probabil din pricina felului în care fusese crescut, nu îi plăcea să recurgă la acest procedeu, cu excepția cazului când era vorba de profesioniști. Luca s-a rămas cu ele la hotel. Tu mergi cu mine la acest tânăr pe care nu-l cunosc încă. Apropo, cum arată? Berea îl răcorea și îl ajută să revină cu picioarele pe pământ. Încerca o senzație plăcută, revăzând o adevărată, rumeguș pe jos și un chelner cu șorț albastru. Un bărbat foarte frumos, de o eleganță nonșalantă, cu un aer puțin distant. A încercat să vadă dacă e urmărit? Nu cred. Haide! Traversară bulevardul și intrară într-un imobil de lux, unde urcă în ascensor. Etajul 3, spuse Janvier. M-am informat. Ocupă garsoniera cu pricina de trei ani. Nu se vedea nici plăcuță, nici carte de vizită pe ușa care se deschise la câteva clipe după ce Megre sună. Un tânăr foarte brunet, destul de înalt, și foarte politicos. Intrați, domnilor, vă așteptam. Presupun că sunteți comisarul Megre. Nu întinse mâna, ci invită într-o încăpere luminoasă cu mobilă și tablouri moderne a cărei fereastră balcon de spre bulevard. Nu vă scoateți par de siele. Aș vrea să știu ceva, domnule Alvaredo. Ieri la Amsterdam, doamna Naur va telefona ca să vă anunțe că soțul ei a murit v a mai telefonat odată după amiază ca să vă spună ce avion va lua împreună cu prietena ei. Ați plecat de la Amsterdam azi dimineață și ziarele olandeze de ieri seară nu puteau încă să scrie despre acest caz. Nonșalant, Alvaredo se întoarse spre canapea și lua un ziar parizian din ziua precedentă. V-au publicat chiar și fotografia în pagina a treia, remarcă el zâmbind ironic. Cei doi bărbați își scoaseră par de siele. Cu ce să vă servesc? Pe o masă joasă se aflau mai multe feluri de băuturi alcoolice și câteva pahare. Unul singur era așezat lângă tavă și conținea încă puțin lichid chihlimbariu. Ascultați-mă cu atenție, domnule Alvaredo. Înainte de a vă pune câteva întrebări, țin să vă spun că în această anchetă m-am aflat tot timpul în fața unor oameni care își luau mari libertăți față de adevăr. Vă referiți la Lina? La ea și la alte persoane pe care nu sunt obligați să le numesc. Vă rog să-mi spuneți mai întâi când a spus piciorul ultima dată în casa familiei Naur. Da, țin voie, domnule comisar, să vă răspund că eu cap ca grosolă, născuzați expresia, dar nu găsesc alta. Ar trebui să știți că n-am intrat niciodată în acea casă, nici vineri seara și nici înainte. După câte știți, Nauri era la curent cu relația dumneavoastră cu soția lui? N-am habar dat, fiindcă l-am zărit doar de două, trei ori, de destul de departe și întotdeauna la o masă de cazinou. Îl cunoașteți pe Fuad? Lina mi-a vorbit despre el, dar nu l-am întâlnit niciodată. Totuși, vineri seara nu vă ascundeați și așteptați chiar în fața porții de fier de la intrare, într-o mașină foarte bătătoare la ochi. Nu aveam de ce să ne mai ascundem, deoarece hotărârea noastră era luată și Lina urma să-i aducă la cunoștință soțului ei. Aveați vreo îngrijorare în privința rezultatului acestei discuții? De ce îngrijorare? Dacă Lina hotărâze să plece, nu o putea reține cu forța. Și adăugă, vădind o care ranchiună. Nu suntem în Orientul apropiat. Ați auzit împușcătura? Am auzit un zgomot înăbușit fără să-mi dau seama imediat de unde vine. În clipa următoare ușa s-a deschis și lina care își ducea cu greu valiza s-a repezit spre totar. I-am deschis imediat portiera, că părea extenuată. Abia pe drum mi-a povestit totul. Îl cunoșteați pe doctorul Pardon? Nu auzisem niciodată de el, ea mi-a dat adresa lui. Mai aveați de gând să mergeți la Amsterdam cu mașina? Nu cunoșteam gravitatea rănii, pierdea mult sânge și mi-era foarte teamă ceea ce nu v-am piedicat să-l mințiți pe medic. Am considerat mai prudent să nu-i spun adevărul, apoi să părăsiți pe furiș biroul, ca să nu poată nota numele ei și al meu. Știați că n-au țineau o armă în sertarul biroului? Lina nu-mi spusese nimic despre asta. Era teamă de soțul ei. Nu era un om de care să-ți fie teamă. Și o mi-a vorbit foarte puțin despre el. Totuși juca un rol important în casă. Poate pe lângă stăpânul lui, dar nu avea nicio legătură cu Lina. Sunteți sigur? Fața și urechile lui Alvaredo se înroșiră brus și acesta răspunse cu dinții strânși de furie. Ce vreți să insinuați?" Nu insinuam nimic, doar că Fuad, prin influența lui asupra lui Naur, putea să exercite indirect o influență și asupra destinului doamnei Naur. Tânărul se calmă, jenat că-și pierduse cumpătul. Sunteți foarte pătimași, domnule Alvaredo." Iubesc," răspunse el scurt. Ați putea să-mi spuneți de cât timp sunteți la Paris?" De trei ani și jumătate. Sunteți student?" Am făcut dreptul la Bogota, am venit aici să urmez cursuri la Institutul de Drept Comparat, în același timp lucrez ca voluntar la maestrul Puget, pe bulevardul Raspeil, la doi pași de aici, care este profesor de drept internațional. Părinții dumneavoastră sunt bogați? Tânărul răspunse ca și cum s-ar fi scuzat. Pentru Bogota, da. Sunteți singuri la părinți? Am un frate mai mic care e la Berkeley, în Statele Unite. Părinții sunt catolici ca majoritatea columbienilor, dacă nu mă înșel. Mama e destul de evlavioasă. Intenționați să o las pe doamna Naur la Bogota? Așa vreau. Nu vă așteptați la unele neînțelegeri cu familia dumneavoastră căsătorindu-vă cu o femeie divorțată? Sunt major! Îmi permite să dau un telefon. Mergresc unul la hotelul Louvre. Lucas, poți să le dai pace. Rămâi totuși în hotel. Trimit pe cineva să te schimbe spre seară. Alvaredo zâmbi amar. Ați lăsat un om în camera ei ca să nu-mi telefoneze, nu-i așa? Regret că am fost obligat să iau aceste măsuri de precauție. Presupun că inspectorul dumneavoastră mă va supraveghea și pe mine. Recunosc că da. Am dreptul să merg la ea? Nu mai văd nicio piedică. Călătoria n-a obosit-o prea tare. Destul de puțin ca să nu-și fi pierdut calmul și nici sprintenea la minții. E o copilă. O copilă foarte abilă. Chiar nu vrei să bezi nimic? Prefer să refuz. Ceea ce înseamnă că încă mă considera suspect. Meseria mă obligă să-i consider pe toți suspecți. Ajuns pe trotuar, comisarul trase cu puterea aer în piept. Asta e. Credeți că va minți șefule? Fără să răspundă Megre, continuă. Poți să stai în mașină, nu va trece mult timp până când automobilul roșu se va avânta spre strada Rivoli. După amiază plăcută. Ține legătura cu cei de la birou, ca să te schimbe mai târziu. Și dumneavoastră? Eu mă întorc acasă la Naur. Mâine va trebui să reluăm în mai mulți toate aceste interogatori într-un mod mai oficial. Și cu mâinile în buzunare se îndreptă spre stația de taxiuri de la colțul bulevardului Saint-Michel, bombănind la adresa fularului tricotat, care îi gâtul și îl la. De afară, casa familiei în aur părea goală. Comisarul îi ceru șoferului să-l aștepte, traversă mica grădină, unde zăpada scârțâia sub pașii lui și apăsă pe butonul soneriei. Toren, somnoros, veni să-i deschidă căscând. Nimic nou? A sosit tatăl, în birou cu fiul lui. Cum arată? Un bărbat la vreo 75 de ani cu părul alb foarte aspru, cu fața ridată, dar energică. Ușa studioului se întredeschise și pierna ureț, cunoscându-l pe Megre, îl întrebă. Aveți nevoie de mine, domnule comisar?" Aș vrea să stau de vorbă cu Oeni. Iesus!" tatăl dumneavoastră a dat ochii cu el. Încă nu, probabil că puțin mai târziu îi va pune unele întrebări. Megreu și agăță cu cuier par de siul, fularul și pălăria și urcă scara. Culoarul era întunecos. Se îndreptă spre camera lui Foad, bătu și primi un răspuns în arabă. Când deschise ușa, îl găsi pe Oeni stând în fotoliu. Nu citea. Nu făcea nimic. Libanezul se uită la Megre cu o privire lipsită de orice expresie. Puteți intra! Ce v-au spus? Era camera cea mai simplă și cea mai rustică din casă. Probabil că pictorul care le-o închiriase mobilată soților Naur avea un fiu adolescent, deoarece încăperea ocupată de ouenii semăna cu o cameră de student. După toate aparențele, secretarul nu schimbase nimic acolo și nu se vedea niciun obiect personal. Bărbatul, în fotoliul său de piele cu picioarele întinse, într-o atitudine de totală destindere, era îmbrăcat la fel de sobru ca Najun, cu un costum închis la culoare, foarte bine croit. Era proaspăt bărbierit, că ei era de un alb imaculat și avea unghile îngrijite. Fără să pară că remarcă atitudinea insolentă, Megre se opri în fața lui și îl privi în ochi vreun parcă să-l cântărească și amândoi te duceau cu gândul la copiii care se joacă de, -a cine clipește primul. Nu sunteți foarte cooperant, domnule Oeni. Pe chipul secretarului nu se vedea nici urmă de îngrijorare. Ai fi zis mai curând că îi făcea plăcere să-l sfideze pe comisar cu zâmbetul lui plin de siguranță și ironie. Lina a. Fuad sublinia această familiaritate. Poftim? Doamna Naur, dacă preferați, nu e între totul de acord cu felul în care v-ați petrecut timpul vineri seara. Susține că atunci când a intrat în încăpere, pe la miezul nopții, erați acolo împreună cu domnul Naur. Și precizează că stăteați în picioare lângă acesta care se afla la birou. Megre aștepta în zadar o replică. Fuad continua să zâmbească. Cuvântul meu împotriva cuvântului ei, nu e așa? Întrebă el în cele din urmă. De-a lungul întregii discuții, libanezul avea să vorbească cu aceeași lentoare calculată, accentuând fiecare silabă. Tăgăduiți? Am răspuns ieri la întrebările dumneavoastră. Asta nu înseamnă că mi-ați spus adevărul. Degetele bărbatului se crispară pe brațele fotoliului, ca și cum ar fi reacționat la ceea ce considera drept o insultă. Se stăpâni totuși și nu spuse nimic. Comisarul se apropie de fereastră, rămase în fața ei un timp, apoi cu mâinile la spate și pipa între dinți, început să se plimbe prin cameră. Pretindesc că ați ieșit cu puțin după ora 1 dimineața din barul Tileu, fapt confirmat de patron. În schimb, acesta nu știe la ce oră ați intrat acolo. Până în prezent nimic nu dovedește că nu v-ați dus în acel loc după miezul nopții, doar că să intrați și să ieșiți pentru a vă crea un alibi. Ați interogat toți membrii clubului care se aflau noaptea aceea între cele două săli de joc? Știți foarte bine că încă n-am avut ocazia să o facem și că azi, duminică, clubul și barul sunt închise. Aveți tot timpul și eu la fel. Alesese această atitudine în scopul de a-l scoate pe Megre din sărite? Era rece și calm ca un jucător de șah și probabil că ar fi fost foarte greu să-l prins pe picior greșit. Oprindu-se din nou în fața lui, comisarul întrebă pe un ton anodin. Ați fost căsătorit, domnule Oeni. Libanezul îi răspunse printr-o sentință care era poate un proverb din țara lui. Cel care nu se mulțumește cu plăcerile pe care îi le poate procura o femeie într-o noapte își leagă funia de gât. Cum ar fi cazul domnului Naur, de exemplu. Viața lui privată nu mă privește. Aveți amante? Nu sunt pe dacă asta vreți să aflați. De data asta disprețul lui era și mai evident. Înseamnă, presupun, că vi se întâmpla uneori să aveți relații cu o femeie. Dacă justiția franceză este atât de curioasă, îi voi furniza nume și adrese. Nu loc femeie v-ați dus vineri seara? Nu, v-am răspuns. Megre se întoarse spre fereastră și privi absent strada acoperită de zăpadă, unde în pofida frigului puteai zări câteva persoane ieșite la plimbarea duminicală aveți o armă, domnule Oeni. Acesta se ridică lent, părăsindu-și fotoliul cu regret parcă, deschise un sertar al comodei și scoase un pistol lung de precizie. Nu era un obiect care se poartă în buzunar, ci o armă de antrenament a cărei țeavă măsura cel puțin 20 de centimetri și al cărei calibru nu corespundea cu cel al glonțului scos din cutia craniana lui Naur. Sunteți mulțumit? Nu. I-a spus aceeași întrebare și domnului Alvaredo? furându lui Megre să nu răspundă. Acest interogatoriu se derula cu încetinitorul, tot ca o partidă de șah, fiecare dintre protagoniști pregătindu-și cu grijă schivele și ripostele. Chipul comisarului era grav, trăgea lung din pipă și tutunul sfârâia. Era un în tăcere, niciun zgomot nu venea din universul vătuit de afară. Știați că doamna Naur încerca de aproape doi ani să obțină divorțul? V-am Va? spus că problemele astea nu mă privesc totuși date fiind relațiile strânse pe care le aveați. E cât se poate de plauzibil ca domnul Naur să vă fie adus la cunoștință acest lucru. asta e părerea dumneavoastră. N-am nicio părere. Eu doar întreb și dumneavoastră nu răspundeți. Răspund la întrebările care mă privesc. Știați că doamna Naur plănuise de mai bine de o săptămână această călătorie la Amsterdam care trebuia să marcheze despărțirea definitivă de soțul ei? Aceeași observație. Pretindeți în continuare că nu vă aflați în acea încăpere în momentul dramei fu adădu din numeri considerând întrebarea inutilă. Îl cunoșteați pe Naur de vreo 20 de ani. Practic a fost tot timpul cu el în această perioadă. A devenit un jucător profesionist, ceea ce s-ar putea numi un jucător științific și l ajutați la calculele pe care le făcea. Oenii, care nu părea că ascultă, se așezase din nou în fotoliu. Megre pucă un scaun de spetează și se așeză călare pe el la mai puțin de un metru de libanez. Ați venit sărac la Paris, nu-i așa? Cu cât vă plătea Naur? n am fost niciodată un salariat. Totuși aveați nevoie de bani. Când era cazul îmi dădea. Aveți un cont în bancă? Nu. Cât vă dădea odată. Cât îi ceream? Sume mari, aveți economii? Nu am avut niciodată decât hainele pe care le port. Sunteți un jucător la fel de bun ca el, domnule Oeni. Nu eu trebuie să judec asta. Nu v-a propus niciodată să-l înlocuiți la o masă de ruletă sau de bacara? S-a mai întâmplat. Ați câștigat? Am pierdut și am câștigat. Ați păstrat câștigul? Nu! Nu s-a pus problema să vă asociați, de exemplu, v-ar fi putut da un procentaj din sumele pe care le încasa. Libanezul se mulțumi să facă un semn negativ din cap. Așadar, nu erați nici asociatul, nici egalul lui, de vreme ce depindeați în întregime de el, ceea ce înseamnă că totuși aveți o relație stăpân-servitor. Atunci când s-a căsătorit, nu va a fost teamă că această relație va slăbi? Nu. Naur nu-și iubea soția? Pe el ar fi trebuit să-l întrebați. Acum e cam târziu. De cât timp știți că doamna Naur are un amant? Ar trebui să știu. Dacă și închipuia că îl va înfuria pe comisar, nu avea nicio șansă, pentru că megrefusese fusese rare ori atât de stăpân pe sine. Nu se poate să nu știți că de doi ani relațiile dintre soți și așa prea puțin intime se deterioraseră. Știați și de insistența cu care doamna n-a urcerea divorțul. Ați urmărit-o și ați adus la cunoștință stăpânului dumneavoastră relațiile ei cu Alvaredo? Libanezul zâmbi mai disprețuitor ca niciodată. Ea a întâlnit el însuși la ieșirea dintr-un restaurant la Pale Royal, nu se ascundeau. N-a înfuriat, nu l-am văzut niciodată furios. Totuși, chiar dacă nu mai aveți relații cu soția lui și știa că aceasta iubea pe altul, o obliga să trăiască în aceeași casă cu el. Nu era un fel de răzbunare? Poate. Și nu în urma acestei descoperiri a, des -a despărțit-o de copii, trimițându-i în sudul Franței. Eu nu citesc ca dumneavoastră gândurile oamenilor mor sau vii. Sunt convins, domnule Oeni, că doamna Naur nu minte când susține că vă aflați în compania soțului ei vineri seara. Ba chiar aș fi înclinat să cred că știați despre călătoria pe care o plănuia și îi cunoșteați și data. N-am cum să vă împiedic. Soțul ei o ura. Oare nu ea îl ura? Să spunem că se urau reciproc. Și ea hotărâse să-și recapete libertatea cu orice preț. Exact, cu orice preț. O acuzați pe doamna la urcă și-a ucit soțul? Nu. Vă acuzați pe dumneavoastră înșivă? Nu. Atunci? Concetinală calculat-o o, Eni rosti. O persoană e interesată în toată povestea asta. Alvaredo? Unde era? În mașina lui, în fața casei. Venise rândul lui Foad să conducă interogatoriul, să pună întrebări. Credeți? Până la proba contrară. E un tânăr foarte îndrăgostit, nu? Megrel lăsa să vorbească, curios să vadă unde voia să ajungă. Probabil. Foarte pasional. N-a spus că era de doi ani amantul doamnei Naur? Părinții lui vor primi foarte rău o femeie divorțată și cu doi copii. Faptul că-și asumă acest risc nu presupune că avem de-a face cu ceea ce se numește Marea Dragoste? Brusc, ochii lui deveniră plini de cruzime și gura sarcastică. Știea ce partidă decisivă se juca în seara aceea? Continuă el, la fel de nemișcat în fotoliu. Sunteți de acord? Da. Spuneți-mi, domnule Megre, în locul și starea lui de spirit de vineri seara, v-ați fi lăsat amanta să înfrunte un soț încăpățânat? Chiar credeți că a așteptat aproape o oră afară fără să-i pese nicio clipă de ce se petrecea în casă? L-ați văzut? Nu mi întindeți capcane atât de grosolane. N-am văzut nimic de vreme ce nu eram aici. Dar vă demonstra că prezența acestui om în studio e mult mai plauzibilă decât a mea. Megre se ridică, brus Destins ca și cum s-ar fi ajuns în sfârșit acolo unde dorise el tot timpul. În încăpere erau cel puțin două persoane, spuse el pe un ton mai puțin grav. n și și soția lui. Asta ar presupune că doamna Nauriana în armată cu un pistol de calibru mare, greu de ascuns într-o poșetă. Ar mai trebui și ca Naur să fi tras primul și apoi ea să-l fi împușcat. Nu neapărat, ar fi putut să tragă ea prima în vreme ce soțul ei ține arma în mână ca să se apere. Și nu e imposibil să fie apăsat fără să vrea pe trăgaci în timp ce se prăbușa, ceea ce ar explica lipsa de precizie. Deocamdată, n-are importanță cine a tras primul. Să presupunem că ați fost de față. Doamna Naura a scos pistolul din poșetă și ca să vă apără stăpânul, a tras spre ea pentru că vă aflați în sertarul unde se găsea revolverul de 635. Ceea ce ar indica faptul că a tras și ea, nu asupra mea care eram în armat și puteam să o nimerez din nou, ci asupra soțului. Să admitem acum că îl urați pe cel căruia îi spuneați, domnul Felix. Din ce motiv? Sunteți de 20 de ani precum o rudă săracă, fără ca măcar să fie existat o legătură de rudenie reală. Nu aveți niciun titlu, dar vă ocupați de toate treburile, inclusiv de servitul micului dejun. Nu sunteți plătit. Vi se dau sume mici, bani de buzunar în fond, atunci când aveți nevoie. Nu știu dacă faptul că nu sunteți de aceeași rasă joacă vreun rol sau nu. Totuși, situația asta are ceva umilitor și nimic nu atâta ura ca umilirea. Și s-a prezentat ocazia să vă răzbunați. Naura a tras în soția lui în momentul în care aceasta se îndrepta spre ușă ca să plece pentru totdeauna. Atunci ați tras, dar nu în ea, ci în el, știind foarte bine că acuzațiile se vor îndrepta spre ea sau spre amantul ei, după care n-a mai fost nevoie decât să vă creați un alibi la clubul Saint-Michel. Avem, domnule Fouad, posibilitatea să stabilim într-o oră dacă așa s-au întâmplat lucrurile. Îi voi telefona lui Moers, unul dintre cei mai buni specialiști de la identitatea judiciară. Dacă nu e la biroul, voi găsi acasă. Vă aduce tot ce trebuie pentru testul cu parafină, cum i s-a făcut domnului Naur și vom afla astfel dacă v-ați folosit de o armă de foc. Owenii nu reacționa în niciun fel. Din potrivă zâmbetului deveni și mai ironic. Dar, văzând că Megre se îndrepta spre telefon, Nibanezul îl opri. E inutil, recunoașteți? Știți, ca și mine, domnule Megre, că testul poate să stabilească existența unor încrustații de praf de pușcă în piele până la 5 zile de la tragerea unui foc de armă. Aveți cunoștințe pe cât de variate, pe atât de vaste. Joi m-am dus cum mi se întâmplă frecvent la standul de tir din subsolul unui magazin de armurărie, Buteo de Fields, de pe strada Aren." Cu pistolul dumneavoastră? Nu, mai am unul la fel pe care îl las acolo ca mulți obișnuiți ai standului. Așa că probabil veți găsi crustații de praf de pușcă pe mâna mea dreaptă. De ce v-a antrenați la tir? Megre era în ciudat. Pentru că fac parte dintr-un trib care trăiește în armat întreg anul și pretinde care cei mai buni trăgători din lume. Băieții mânuiesc pușca de la 10 ani. Megre ridică lent capul. Și dacă nu descoperim urme de praf de pușcă nici pe mâna lui Alvaredo, nici pe cea a doamnei Naur. Alvaredo venea de afară unde temperatura era de minus 12 grade Celsius. Se poate deduce că purta mânuși și chiar niște mânuși destul de groase. Nu ați verificat? Voia să fie injurios. Îmi cer scuze că trebuie să vă fac eu treaba. Doamna Anaur se pregătea să plece, presupun că avea pe ea haina de blană și foarte probabil își pusese deja mânușile. În felul acesta vă apărați? Credeam că nu am nevoie de apărare până când nu voi fi învinuit de judecătorul de instrucție. Vă rog să vă prezentați mâine la ora 10 la Poliția Judiciară, unde vi se va lua interogatoriul oficial. Poate că după aceea magistratul despre care vorbiți va dori să vă interogheze și el. Și până atunci, vă rog să nu părăsiți această casă, unde unul dintre inspectorii mei va continua să vă supravegheze. Am multă răbdare, domnule Megre. Și eu, domnule Oeni. Totuși, comisarul avea obraji îmbujorați când ieși din cameră, dar poate din cauza căldurii. Pe culoare îi adresă un gest amical lui Torenț, care cita o revistă așezat pe un scaun foarte tare, apoi bătu la ușa studioului. Intrați, domnule Megre. Cei doi bărbați se ridicară. Cel mai în vârstă, care fuma o țigară de foi, se apropie de comisar și întins o mână uscățivă și viguroasă. Aș fi preferat să vă întâlnesc în alte împrejurări, domnule Megre. Permiteți-mi să vă prezint condoleanțe. Nu voiam să plec fără să vă spun că poliția judiciară și parchetul fac tot ce le stă în putință ca să-l descopere pe asasinul fiului dumneavoastră. Aveți o pistă? N-aș spune, dar rolul fiecărui personaj amestecat în această dramă începe să se contureze. Credeți că Felix a tras asupra soției sale? Pare indiscutabil, fie că a apăsat voit pe trăgaș, fie că a făcut-o din reflex în momentul în care a fost el însuși împușcat. Tatăl și fiul se priviră, surprinși. Credeți că această femeie care l-a făcut să suferă atât de mult în cele din urmă la... Nu sunt încă în măsură să acuz pe nimeni. Bună seara, domnilor! Mai rămân întrebători îns puțin mai târziu pe coridor. Fuad nu trebuie să iasă. Aș prefera să te știu la primul etaj și să aflu dacă vorbește cu cineva la telefon. Încă nu știu cine va veni să te schimbe. Șoferul de taxi bombăni. Parcă ziceați că stați doar câteva minute. Hotel de Louvre. Să știți că acolo nu o să vă mai aștept. Am intrat în tură la ora 11 și încă n-am băgat nimic în gură." Se-nopta. Probabil că șoferul pornise din când în când motorul pentru că aerul din interiorul taxiului era cald. Megre, gemuit în colțul banchetei, privea absenții, siluetele negre și zgribulite care se deplasau pe lângă case și, până la urmă, nu era sigur că e mulțumit de sine. Lucas smoțăia cu mâinile pe burtă într-unul dintre fotolile mari din hol, când printre ploapele pe jumătate închise zări silueta comisarului care se apropia de el. Sări brusc în picioare și întrebă frecându-se la ochi. Totul e în regulă, șefule?" Da, nu. A venit Alvaredo." Încă nu. Niciuna dintre doamne n-a ieșit. Una singură prietenă a coborât să cumpere ziare și reviste din hol." Me apoi mormăi. Ce sete?" Am băut un pahar de bere acum un sfert de oră." Megre se îndreptă singur spre bar, să pară de siul, pălăria și fularul la garderobă și se așeză cofese pe unul dintre taburetele înalte. În jurul lui nu era nimeni. Cel care ținea locul barmanului asculta la radio rezumatul unui meci de fotbal. Un whisky, comandă el în cele din urmă. Avea nevoie înainte de treaba pe care hotărâse să o facă. Oare unde citise maxima? Să ataci mereu un punctul de minimă rezistență. Se gândise la asta în taxi. Patru personaje cunoșteau adevărul sau o parte din adevăr despre cazul Naur. Le chestionase pe toate patru, pe unele chiar de două ori. Toate mințiseră cel puțin într-o privință, dacă nu în mai multe. Care dintre acestea patru era susceptibil să opună cea mai mică rezistență? Un moment se gândise la Nelly Vertuis, a cărui naivitate nu putea fi 100% prefăcută, dar tocmai pentru că nu-și dădea seama de gravitatea minciunilor ar fi putut să-i spună orice. Alvaredo era în fond destul de simpatic, un pătimaș, Iubirea lui pentru Lina părea sinceră, chiar puțin prea exaltată, astfel încât ar fi ascuns până la capăt tot ce i-ar fi putut dăuna una tinerei femei. Megre abia părăsise pe Ueni, care era destul de tare ca să prevadă și să dejoace toate capcanele. Mai rămânea Lina, despre care încă ezita să-și facă o părere. La prima vedere era o copilă care se zbătea printre oamenii mari, nemai știind ce să facă, cum să se descurce. Modesta dactilografă din Amsterdam, Lina fusese tentată de rolul mai prestigios de manechin, înainte de a se înscrie fără să se gândească prea mult la un concurs de frumusețe. Atunci se produsese miracolul și tânăra se pomenise brusc într-un mediu complet străin. Un bărbat bogat, care juca în fiecare noapte sume mari și era salutat cu respect de personalul cazinoului, îi trimisese flori și o invitase la cină în cele mai bune restaurante, fără să ceară nimic în schimb. O dusese la biariți, tot discret, și când în sfârșit, într-o noapte, intrase în camera ei, îi propusese imediat soia de soție. Cum ar fi putut ea să înțeleagă psihologia unuia ca Naur? Cu atât mai puțin pe cea a unuia ca do, Ueni, care fără vreun motiv aparent însoțea cuplul peste tot. Când dorise să aibă o cameristă olandeză, fusese ca și cum ar fi strigat după ajutor și alesese, după fotografie, candidata cea mai candidă și cea mai veselă. Avusese rochi, bijuterii, blănuri, dar la Dovil, la Can, la Evian, peste tot unde ducea soțul ei fără să-i ceară părerea, ea era singură și, din când în când, Pleca la Amsterdam să stea de vorbă sincer cu Ana Kegel, ca pe vremea când cele două tinere locuiau împreună în apartamentul din nu Născuse un copil. Fusese pregătită pentru maternitate? Oare Naura pe la o dacă că de teamă că această responsabilitate ar fi fost prea grea pentru ea? Avusese încă din acea perioadă amanți, aventuri? Anii trecuseră și chipul ei rămăsese la fel de tânăr, pielea la fel de albă, la fel de netedă. Dar judecata învățase oare ceva? Un alt copil, un băiat, îi adusese în sfârșit satisfacție soțului ei, care se apropiase de ea doar un timp destul de scurt, apoi îl întâlnise pe Alvaredo. Atunci viața ei căpătase dintr-o dată altă culoare. Megre era gata să se înduioșeze, apoi își răspunse singur. Și totuși, fetița asta cu ochi crea a creat drama. Iar de vineri seara se comportase cu o stăpânire de sine surprinzătoare. Vreau să comande încă unui Ischi se răzgândi și după câteva clipe intră în ascensor și urcă la etajul al patrulea. Nelly deschise ușa salonului. Doamna Naur doarme? Nu, își bea ceaiul. Spune-i te rog că vreau să-i vorbesc. O găsi în pat cu un șalal din mătase pe umeri răsfoind o revistă englezească sau americană. Pe noptieră se aflau ceai și felii de chec, iar Ana Kegel, care probabil că stătea întinsă în al doilea pat la venirea comisarului, își aranja părul și luă o atitudine serioasă. Aș vrea să vă vorbesc între patru ochi, doamnă Naur. Ana nu poate să rămână. Nu i-am ascuns niciodată nimic și... Să spunem că prezența ei m-ar stânjeni pe mine. Era aproape adevărat. După ce ușa se închise în urma acesteia, Megre aduse un scaun între cele două paturi și se așeză cu stângăcie. Ați vorbit cu Vicent? Nu e prea îngrijorat din cauza mea? I-am spus că vă simțiți bine și de altfel cred că i-a spus și dumneavoastră la telefon. Presupun că l-a să vină, peste o jumătate de oră i-am dat întâlnire la cinci și jumătate pentru că aș fi vrut să dorm mai mult. Cum vi s-a părut? Foarte îndrăgostit. De altfel, prima întrebare pe care vreau să vă pun se referă la el, doamnă Naur. Înțeleg că faceți imposibilul ca să nu fie amestecat în acest caz și ca numele lui să nu fie pomenit, ceea ce ar face viitoarele sale relații și ale dumneavoastră cu părinții lui mult mai dificile. Eu îl voi feri în măsura posibilului de orice publicitate dar un detaliu mă contrariază. Mi-a spus că vineri seara a rămas în mașină tot timpul pe care l-ați petrecut în casă, adică aproximativ o oră. Vă cunoștea hotărârea. Știa că domnul Naur nici nu voia să audă de divorț. Așadar, se putea aștepta la o discuție citată, dramatică. În aceste condiții, cum de va lăsa singură în loc să vă însoțească? În timp ce comisarul vorbea, i-aș mușca ușor buza de jos. Ăsta e adevărul, se mulțumia să răspundă. O e de altă părere. Ce v-a spus? Că ați intrat în atelier împreună cu Alvaredo și a adăugat un detaliu. Când soțitorul dumneavoastră purta mânuși groase de iarnă, tot după spusele lui Oueni, când domnul Naur a tras, Alvaredo a scos un pistol din buzunar și a tras și el. Oueni minte! Aș fi tentat să cred că mai întâi ați avut o discuție dură cu soțul dumneavoastră, în timp ce Alvaredo stătea discret lângă ușă. Când Naura a înțeles că decizia pe care ați luat-o era irrevocabilă, v-a amenințat după ce a scos pistolul de 6.35 din buzunar. Prietenul dumneavoastră crezând că va trage a tras el primul ca să vă protejeze iar Naur căzând de apă pe trăgaci. Lucrurile nu s-au întâmplat așa. Atunci corectați-mă. V-am spus deja, mai întâi Vicent a rămas în mașină pentru că așa i-am cerut eu. Ba chiar l-am amenințat că nu mai plec cu el dacă intră în casă. Domnul Naur stătea la birou? Da. Și o ueni? În picioare, în dreapta lui. Așadar în fața sertarului unde se afla revolverul. Așa cred. Credeți sau sunteți sigură? Sunt sigură. O Annie nu s-a prefăcut că vrea să iasă din încăpere. Și-a schimbat locul, dar n-a ieșit. În ce direcție s-a îndreptat? Spre centru. Înainte să vorbiți sau după ce ați rostit primele fraze? După. Mi-ați mărturisit că nu-l suferiți. De ce nu i-ați cerut soțului dumneavoastră să-i spună să iasă? Felix ar fi refuzat și în plus. Deja mi-era indiferent. Care au fost primele dumneavoastră cuvinte? Am spus, gata, am luat o hotărâre și ea este irevocabilă. Plec. Ați vorbit în franceză? În engleză am învățat această limbă de mică pe când de franceză m-am apucat mult mai târziu. Ce a răspuns soțul dumneavoastră? Cu amantul tău, el te așteaptă în mașină, cum arăta Naur în acel moment. Foarte palid, cu o expresie dură pe față, s-a ridicat lent și cred că atunci a tredeschis sertarul, dar încă nu-i cunoșteam intenția. Am adăugat că nu-l uram, că îi mulțumeam pentru ce făcuse pentru mine, că îl lăsam să hotărească cine va lua în grijă copiii și că avocatul meu va lua legătura cu el. Unde s afla aflau nu eram atentă la el, presupun că nu departe de mine. Se mișcă întotdeauna foarte discret. Atunci a tras totul dumneavoastră. Nu, nu, încă mi-a repetat ceea ce îmi spusese deseori, că nu va accepta cu niciun preț divorțul. Am răspuns că va fi obligat. Abia atunci mi-am dat seama că avea o armă în mână. Și pe urmă, Negrese a plecat puțin spre ea, vreun parcă să-mi piedice să din nou adevărul. Amândouă. Apoi se corectă. A răsunat împușcătura. Nu. Am în două împușcăturile, cum era să spuneți. Sunt convins că Alvaredo era în birou, dar că nu el a tras. Credeți că eu? Nici dumneavoastră. Owen i-a scos arma din buzunar înainte sau după ce a tras soțul dumneavoastră. Cât timp am aflat în casă, a răsunat o singură împușcătură. Neli poate să vă confirme. Neli minte aproape la fel de bine ca tine, drăguțo. De data asta, Megre se ridică de pe scaun aproape amenințător terminase cu joaca. După ce își puse scaunul într-un colț, începuse să se plimbe prin salon cu pași mari. Lina nu-l mai recunoștea pe omul care cu câteva clipe mai înainte avea pentru ea o înfățișare aproape paternă. Va trebui ca la un moment dat să nu mai minți și cu cât mai repede cu atât mai bine. Altfel, voi telefona în întârzia judecătorului de instrucție ca să-i cer un de arestare. De ce ar fi tras o uenie asupra soțului meu? Pentru că te iubea. El, fă să iubească pe cineva. Nu face pe nevinovata Lina. După prima dumită întâlnire cu Naur, cât timp i-a trebuit lui Oueni ca să-ți devină amant? V-a spus? N-are importanță, răspunde. La câteva luni după căsătorie, nu mă așteptam. Nu-l văzusem niciodată cu o femeie, părea că le disprețuiește. Și ți-ai pus în cap să-l distrezi? Asta credeți despre mine? Îmi pare rău, de altfel n are importanță dacă e la început. Până atunci, naura îi aparținuse lui, într-un fel. Era acum îi scăpa în parte, din cauza dumitale. Devenind amantul soției, se răzbuna pentru toate umilințele trecute și viitoare. Ea a devenit brusc aproape urâtă. Trăsăturile feței se stompau în timp ce plângea, fără să se gândească să-și teargă lacrimile. Și, fiindcă în hotelurile și vilele în care locuiați dormeați în camere separate, lui Owen era ușor să vină noaptea la dumneata. Aici, la Paris. Nu s-a petrecut niciodată nimic. Era cu adevărat disperată și îl privea implorătoare. Jur, când cu Alvaredo a devenit ceva serios, adică, când am înțeles că mă iubea cu adevărat și că îl iubeam, am încetat orice relație cu Fuad. Și-a acceptat această ruptură? A încercat prin toate mijloacele să mă facă să reluăm relațiile, odată chiar cu forța. Când a fost asta? În urmă, cu vreun an și jumătate. Știai că încă te mai iubea? Da, Vorbindu-i în seara aceea soțului dumitale în prezența lui, nu însemna să răsucești cuțitul în rană. Nu m-am gândit la asta. Dacă s-a apropiat de dumneata încă de la începutul discuției, nu încerca să te protejeze. Nu mi-am pus întrebarea asta la urmă, nici nu mai știu unde era. Cele două împușcături au fost aproape simultane. Ea nu răspunse. Era vizibil obosită și știu că nu se mai prefăcea. Umerii se înfundaseră în perne, corpul se făcuse ghem sub cuvertură. De ce n-ai spus adevărul de la primul interogatoriu? Ce adevăr? despre focul de armă tras de fuad. Ea răspuns aproape șoptit, pentru că nu voiam să știe visent. Ce să știe? Despre mine și fuad mi era rușine. Am avut o aventură cu mult timp în urmă la Can și am mărturisit asta. Dar nu fuad. Dacă la va pun, spune totul la proces și căsătoria noastră nu va mai fi niciodată posibilă. Alvaredo n-a fost surprins că o a ucis soțul? Se priviră în ochi un lung moment, Treptat, privirea lui Megreș pierdu duritatea, în timp ce ochii albaștri ai linei trădau din ce în ce mai multă bosala și resemnarea. M-a tras afară din casă și în mașină i-am spus că Fuad la urt urât întotdeauna pe soțul meu. Și cu buza de jos puțin răsfrânt adăugă cu glas căzut. De ce ați fost așa de rău cu mine, domnule Megre? Luni dimineața, la ora 11, Megre ieși dintr-un birou al Poliției Judiciare, unde îi luase un interogatoriu oficial, celui de-al patrulea martor. Începuse cu Alvaredo, căruia îi pusese în vedere îi pusese doar vreo 20 de întrebări, iar la poantele stenografia împreună cu răspunsurile. Una dintre ele fusese esențială, iar tânărul columbian nu se grăbise cu răspunsul. Gândiți-vă bine, domnule Alvaredo. Probabil că e ultima dată când vă interoghez, pentru că de acum cazul va fi preluat de judecătorul de instrucție. Vă aflați în mașină sau în casă? În casă. Lina mi-a deschis ușa înainte de a intra în încăperea unde se afla soțul ei. Naur mai era în viață? Da. Se mai afla cineva acolo? Fouad două Unde ați stat? Lângă ușă. Naur n-a încercat să vă dea afară. S-a prefăcut că nu mă vede. Unde se afla Fouad în momentul împușcăturilor? Cam la un metru de lină în mijlocul încăperii. Adică la o oarecare distanță de Naur? Ceva mai mult de trei metri. Cine a tras primul? Cred că o dar nu sunt sigur, deoarece ambele de au răsunat aproape simultan. Apoi, în timp ce columbianul aștepta permisiunea să plece, în biroul vecin venise rândul olandezei Ana Kegel, interogatorul ei fiind destul de scurt. În al treilea birou nu insistase prea mult asupra cameristei, care fusese foarte surprinsă. Câte împușcături ai auzit? Nu știu. E posibil să fi fost două împușcături foarte apropiate? Cred că da. Pelina o făcuse să repete o bună parte din ceea ce mărturisise cu zi în urmă, având grijă să nu amintească în întrebările lui de relațiile ei intime cu Fuad. Nu mai ninja. Se încălzea și zăpada se transforma în noroi. Pe culoarul larg al poliției judiciare bântuia același curent, dar birourile erau supraîncălzite. Peste tot se simțeau o oarecare efervescență, deoarece inspectorii, chiar și cei care nu făceau parte din brigada criminală, înțeleseseră că era în curs o operațiune importantă. Jurnaliștii, printre care și inevitabilul Machi, stăteau pe banchete și se repezau la comisarii imediat ce dintr-un birou. Mai așteptați puțin, copii, n-am terminat. Un ziar de dimineață aflase probabil de la personalul aeroportului Orly despre scurta călătorie făcută de Lina la Amsterdam și despre prezența alături de ea unui personaj misterios pe care îl numea domnul X. Asta însemna că din acel moment cazul avea să ia o turnură senzațională, ceea ce nu era deloc pe placul lui Megre. Îi mai rămânea să-l înfrunte pe Oweni. Duminică seara, când comisarul se întorsese acasă pe la ora șapte, după ce trecuse pe la birou, doamna Megre aruncase doar o privire și înțelesese imediat starea de spirit. Ești obosit? Nu e vorba atât de oboseală. Descurajat? Urâtă meserie. Murmăise el așa cum i se întâmpla odată la doi-trei ani în cazuri asemănătoare. N-am dreptul să închid ochii și să-mi ia stup urechile și dacă nu o fac, risc să distrug existența unor oameni care nu merită asta. Doamna Megre avusese grijă să nu-i pună întrebări și după cine să rătăcuți în fața ecranului televizorului. La capătul culoarului trasa aer în piept și spuse, hai la poant. Încă mai spera. Deschise ușa biroului unde era închis-o și-l găsit ca de obicei, bine instalat în singurul fotoliu din încăpere cu picioarele întinse. Ca și cozi înainte, secretarul nu se ridică și nici măcar nu schiță vreun salut la adresa celor doi bărbați, la care se uita pe rând cu ironia sa disprețuitoare. Comisarul reținuse din liceu zâmbetul hidos al lui Voltaire și în fața bustului marelui om tânărul Megren nu fusese de acord cu această expresie. De atunci văzuse multe zâmbete arogante, agresive sau perfide, dar era pentru prima dată când cuvântul Hido să-i venea în minte. Se așeză pe un scaun, în fața unei mese din lemn alb acoperită cu hârtie maro, pe care se afla o mașină de scris. La poant se așeză la capătul mesei cu blocnotesul în față. Numele și prenumele. O Eni născut la Tacla Liban, vârsta, 51 de ani. Libanezul scoase din buzunar o carte de identitate pentru străin și o întinse, fără să-și părăsească însă fotoliul, astfel încât la poanțe văzut obligat să se deranjeze ca să o ia. Așa spune poliția franceză. Ironiză el. Profesia? Consilier juridic. Ca să rostească aceste două cuvinte, vocea lui devenise și mai malițioasă. Tot poliția franceză spune asta, citiți! Te afla vineri, 14 ianuarie, la un moment oarecare, între 11 seara și 1 dimineața, în biroul patronului Dumitale, domnul Felix Naur, a venit după Parc Monsuri? Nu. Vă rog să notați că domnul Naur nu era patronul meu pentru că nu primeam vreun salariu de la el. În ce calitate îl însoțea indiferitele în sale domicilii și îndeosebi în casă de pe Avniu du Parc Monsuri? În calitate de prieten. Nu erai secretarul lui? Îl ajutam când avea nevoie de sfaturile mele. Unde te aflai vineri seară după ora 11? La clubul Saint-Michel, al cărui membru sunt. Poți spune numele câtorva persoane care te-au văzut acolo? Nu știu persoanele care m-au remarcat. La cât aproximez numărul membrilor care se aflau în cele două încăperi, destul de mici ale clubului? Între 30 și 40 în funcție de moment. N-ai vorbit cu niciunul dintre ei? Nu, nu mă aflam acolo ca să flecăresc, ci ca să notez numerele care ieșau la ruletă. Unde stăteai? În spatele jucătorilor m-am așezat într-un colț lângă ușă. La ce oră ai ajuns la club? Pe la 10 și jumătate. La ce oră ai părăsit clubul? Pe la 1 dimineața așadar pretins că timp de două ore și jumătate, te-ai aflat în mijlocul la peste 30 de persoane fără să te remarce cineva. N-am spus așa ceva, dar nu pot preciza niciun nume. Nu întrețineam legături cu ceilalți jucători, majoritatea studenți. Când ai ieșit, ai trecut prin barul aflat la parter, ai vorbit cu cineva, cu patronul. Ce ai spus? Că numărul patru ieșise de opt ori mai puțin de o oră. Cum te-ai întors acasă? Cu mașina cu care venisem. Mașina Bentley a domnului Naur? Da, obișnuiam să conduc și era la dispoziția mea. Trei martori susțin că te aflai pe la miezul nopții, în biroul domnului Naur, unde stătea în acestuia. Toți trei au interesul să minte. Ce-ai făcut când ai ajuns acasă? Am urcat în camera mea și m-am culcat. Fără să întredeschizi biroului? Da. De 20 de ani, o ueni treie pe cheltuiala lui Felix Naur, care te trata ca pe rudă săracă. Nu îndeplineai doar rolul de secretar, ci și pe acela de valet și de șofer. Nu te simțeai umilit? Îi eram recunoscător pentru încrederea pe care mi-o arăta și îi făceam din toată inima mi servicii. Continua să-l sfideze pe Megre cu privirea, cuprins s-ar fi zis de o adevărată jubilare. Vorbele pe care le rostea puteau fi consemnate și întoarse împotriva lui, de aceea și alegea cu grijă cuvintele. Dar era imposibil să-i se reproducă pe hârtie privirea și expresiile fizionomiei, permanent sfidătoare. Când domnul Naur s-a căsătorit după ce trăise aproape 15 ani singur cu dumneata, nu te-ai frustrat? Relațiile noastre nu aveau nimic pasional dacă asta insinuați și nu aveam motive să fiu gelos patronul dumitale avea o căsnicie fericită, nu îmi făcea confidențe despre viața lui conjugală. Crezi că, în deosebi, în ultimii doi ani, doamna Naura a fost mulțumită de existența pe care o ducea alături de soțul ei? Nu m-a preocupat niciodată subiectul. De data aceasta, privirea lui Megre deveni mai intensă, încărcată parcă de un mesaj, iar o îl înțelese foarte bine. Totuși, răspunzând unui fel de provocare mută, își păstra atitudinea cinică ce contrasta cu obiectivitatea răspunsurilor. Ce relații aveai cu doamna Naur? Nu aveam cu ea niciun fel de relații. Acum, când era vorba de un interrogatoriu oficial menit să joace un rol capital în viitor, fiecare cuvânt era parcă încărcat cu dinamită. N-ai încercat să o seduci? Ideea asta nu mi-a trecut prin minte. Ți s-a te... întâmplat să te afli singur într-o cameră cu ea? Dacă vă referiți la un dormitor, răspunsul e nu. Gândește-te bine. Tot nu. În camera dumitale a fost găsit o armă de calibrul 7,65. Mai ai și alt pistol? Unde se află el acum? La un armurier de pe strada Aren, unde mergeam frecvent să mă antrenez. Când ai fost ultima dată? Joi. Joi 13, adică o zi înainte de asasinat. Știai atunci că doamna Naura avea intenția să-și părăsească soțul la doua zi? Nu-mi făcea confidențe. Camerista ei știa. Nu mă înțelegeam prea bine cu Nelly. Pentru că i-ai făcut curte și te-a refuzat? Mai degrabă invers. În fond, partida de tir de joi... Ca de cum se poate mai bine ca să explice faptul că ai probabil incrustații de praf de pușcă pe degete. Cel puțin două persoane erau prezente vineri seară cu câteva minute înainte sau după miezul nopții în biroul domnului Naur, amândouă afirmă sub jurământ că te aflai acolo. Cine sunt aceste două persoane? Mai întâi doamna Naur. Și ce făcea acolo? Venise să-i anunțe soțului hotărârea de a pleca chiar în acea noapte și de a cere divorțul. V-a spus ea că soțul ei era dispus să-i acorde divorțul. Îi vorbea despre asta prima dată. Nu știa că el se va opune prin toate mijloacele, inclusiv trăgând asupra ei. E dovedit că a tras voit. În fine, după experiența dumneavoastră, se o obișnuiește de la 3-4 metri să țintești în gât. V-a spus doamna Naur și de ce era brusc atât de nerăbdătoare să obțină divorțul. Ca să se căsătorească cu Vincent Alvaredo, care se afla cu ea în încăpere în momentul împușcăturilor. Împușcăturii sau împușcăturilor? Au fost două împușcături aproape simultane și se pare că prima l-a nimerit pe naur în gât. Ceea ce ar însemna că al doilea foc a fost tras de un mort? Decesul nu a avut loc neapărat instantaneu. Naur a putut să apese pe trăgaș fără să-și dea seama în timp ce sângera din abundență și se clătina înainte de a se prăbuși. Cine ar fi tras primul foc? Dumneata. De ce? Poate ca să o protejeți pe lina Naur, poate din ură față de patronul dumitale. De ce nu Alvaredo? Se pare că n-a tras în viața lui cu o armă de foc și că nu deține așa ceva. Ancheta va confirma sau nu acest aspect. N-au fugit, s-au dus la Amsterdam așa cum plănuiau de o săptămână și s-au întors la Paris îndată ce poliția olandeză i-a sfătuit să o facă. Din partea dumneavoastră, cu promisiunea că nu vor fi urmăriți în niciun fel, domnul Alvarez nu cumva purta mănuși? Exact. Nu cumva niște mănuși din piele groasă care n-au fost găsite? Au fost găsite ieri seară la Orly și laboratorul n-a descoperit nicio urmă de praf de pușcă pe ele. Doamna Naur aflată pe picior de plecare nu purta și ea mănuși. Același examen a dus la același rezultat. Sunteți convins că erau aceleași mănuși? Camerista a confirmat. La început ați vorbit despre trei martori, presupun că al treilea e Nelly Vertuiz. De pe culoarul de la primul etaj unde aștepta a plecată peste balustradă sfârșitul discuției din birou, camerista a auzit cele două împușcături. Asta v-a declarat încă de sâmbătă? Asta nu te privește. Puteți măcar să-mi spuneți unde a petrecut ziua de duminică? La hotel de Louvre cu stăpâna ei și o prietena acesteia. Aceste trei persoane n-au primit vizite în afară de a dumneavoastră? Presupun că ați fost să le interogați așa cum ați făcut cu mine. Alvaredo a fost acolo spre seară. Atunci o inversând invers în rolurile, spuse tăios. Mi-e de ajuns. De acum înainte nu voi mai vorbi decât în prezența avocatului meu. Totuși, există o întrebare pe care ți-am pus-o deja și țin să o repet. Care era relația dumitale exactă cu doamna Naur? Oeni avea pe buze un zâmbet trece, iar ochii lui erau mai întunecați, dar și mai strălucitori ca niciodată când răspunse. Niciuna! Mulțumesc! La pont, cheamă, te rog, doi inspectori. Se ridică, de două col biroului și se postă în fața lui Oeni, care nu se sculă din fotoliu. Privindu-l de sus în jos, comisarul spuse cu amărăciune. Răzbunare! Atunci Foua, după ce se asigură că erau singuri în încăpere și ușa fusese închisă, răspunse. Poate! ridică -te. Libanezul se supuse. Întinde mâinile. Owen i un făcut tocmai cu același zâmbet pe buze. În virtutea unui mandat al judecătorului de instrucție caiote, te arestez. Apoi către cei doi inspectori care intrau, duceți-l pe omul acesta în arest. Devenise deja cazul Naur, timp de 8 zile beneficie de prima pagină ziarelor și de câteva coloane în săptămânalele de senzație. Jurnaliștii te dau tot timpul tărcoale casei de pe Avenue du Parc Monsuri, culegând bârfele, iar doamna Bodin, femeia de serviciu, se bucură de micul ei moment de glorie. Machil se deplasă la Amsterdam, apoi la Cannes, de unde se întoarce cu un interviu luat de dacei cu fotografia ei și cea a copiilor. Chestionase și directorii și grupierii de la cazinouri. În acest timp, oamenii de la identitatea judiciară examinau cu mare atenție casa familiei Naur, în speranța găsirii unui indiciu. Cercetare și grădina, ba chiar și canalizarea, în speranța că vor găsi arma crimei. Reuniunea de la notara fusese loc după amiază în prezența lui Pierre Naur, a tatălui său și a soției de Maestrul Leroa Bodio îi transmise telefonic lui Megre conținutul celui de-al doilea testament. Felix Naur nu i lăsase soției sale decât minimul prevăzut de lege. Restul rămânea copiilor și tatăl dorea ca aceștia să fie încredințați fratelui său și ca, în caz de imposibilitate, acesta să fie numit supraveghetorul tutorelui. Nu i-a lăsat nimic lui Oeni. Chiar am fost frapat! Acum pot să vă spun că în primul testament, anulat de-al doilea, Naur lăsa o sumă de 500.000 de, franci secretarului său drept recunoștință pentru devotamentul său și pentru serviciile aduse. Or, numele lui Owen nici măcar nu este menționat în ultimul testament. Să fie aflat Naur între timp despre relațiile care existaseră între Foad și Lina? 36 de obișnuiți ai clubului Saint Michel, directorul și crupierii au fost audiați de judecătorul de instrucție. Jurnaliștii îi așteptau la ieșire ceea ce a provocat incidente, deoarece unii dintre martori se repezau furioși la fotografi. S-au făcut și erori. Un student cambogian a declarat că l-a văzut pe Ueni stând în colțul lui încă de la 11 seara. A fost nevoie de două zile de cercetări pentru a se stabili că acel student nu pusese piciorul în club vineri, confundând această zi cu miercurea precedentă. Niște vecini care se întorseseră acasă pe la 11 și jumătate după ce fuseseră la cinematograf au jurat că nu văzuseră nicio mașină staționând în fața barului. Judecătorul Caiot era un om minuțios și stăruitor. Timp de trei luni îi chema aproape zilnic pe Megren biroul lui ca să-i ceară să facă noi investigații. În ziare, politica a revenit la ordinea zilei și cazul Naura a ajuns în pagina a treia, apoi în a cincea, ca în final să dispară complet. Lina, Alvaredo și Nelly nu aveau dreptul să părăsească Parisul fără autorizație și abia după terminarea instruirii cazului li s-a dat voie să se ascundă într-o căsuță de pe lângă Drâu. După confirmarea inculpării lui Oweni, din cauza programului încărcat al curții cu juri, procesul a avut loc abia în ianuarie următor, la un an după ce doctorul Pardon îi primise pe rănita tăcută și pe amantul ei în cabinetul lui de pe bulevardul Voltaire. În mod ciudat, la cinele lor lunare, cei doi bărbați au evitat să facă aluzie la soții Naur. Veni și ziua în care Megre, cu fața puțin congestionată, a apărut ca martor. Până atunci, nu se făcuse nicio aluzie la relațiile dintre Lina și acuzat. Comisarul răspunse cât mai obiectiv și mai scurt posibil la întrebările președintelui. Când îl văzu pe procuror ridicându-se, știu că secretul tinerei femei era amenințat. Îmi permiteți, domnule președinte, să pun o întrebare martorului?" Are cuvântul procurorul Republicii. Poate să spună martorul jurului dacă are sau nu cunoștință că într-o perioadă ce trebuie determinată ar fi existat relații intime între acuza și doamna Naur?" Comisarul depunea mărturie sub jurământ, și nu avea dreptul să trișeze. Da. Acuzatul a negat categoric? Da. Totuși, prin atitudini, nu a cum cumva de gândit că acesta este adevărul? Da. Martorul a crezut în aceste relații? Da. Această convingere nu a jucat un rol în arestarea lui Oweni, aruncând o lumină nouă asupra mobilurilor gestului său? Da. Asta a fost tot. Spectatorii ascultaseră în tăcere, dar acum se strânise o rumoare în sală și președintele fusese nevoit să intervină. Dacă nu se face imediat liniște, voi dispune evacuarea sălii. Megre ar fi putut să se așeze lângă judecătorul Caiot, care îi păstrase un loc, dar preferă să nu mai stea. Când se pomeni singur pe culoarele pustii, unde pașii lui strâneau ecouri, își umplu lent pipa fără să-și dea seama ce făcea. După câteva minute, se instalase la bufetul Palatului de Justiție și comanda o bere cu un glas morocănos. Nu avea curajul să se ducă acasă. Mai bău o bere aproape pe nerosuflate, apoi se îndreptă fără grabă spre poliția judiciară. Nanul acela nu ningea. Aerul era plăcut. Părea o primăvară timpurie și soarele strălucea atât de tare, încât ai fi așteptat să vezi deschizându-se mugurii. Ajunse în biroul lui și deschise ușa de la cel al inspectorilor. Lucas, jean la poant. Ai fi zis că toți trei l-așteptau. Puneți-vă pardesiile și veniți cu mine. Îl urmară fără să-l întrebe unde îi ducea. După câteva minute urcau treptele tocite ale braseriei Dofin. Ce se mai aude, domnule Megre, cu cazul Naur?" îl întrebă patronul. Dar regretă întrebarea deoarece comisarul îl privi dând din numeri, așa că se grăbi să adauge. Știți, azi avem cârnăciori de porc. Cuplul nu mai putea pleca la Bogota și, după audierea de dimineață, oare relațiile dintre Lina și Alvaredo aveau să mai fie aceleași? Cazul n revenise pe prima pagină. Pentru ziarele de seară, el devenise deja un menaj a 4. Poate că fără noul mobil pe care procurorul și-a bazat rechizitoriul, Juriul ar fi votat achitarea. Arma nu fusese găsită. Acuzarea se baza doar pe mărturii mai mult sau mai puțin interesate. A doua zi seara, Fuado Ueni a fost condamnat la 10 ani închisoare, în timp ce Lina și Alvaredo scoși pe ușa din dos au urcat în Alfa Romeo și au plecat într-o direcție necunoscută. Megre n-a mai auzit niciodată de ei. Am ratat. Avea să recunoască el marța următoarea casă la pardon la care lua cina. Poate că dacă nu ți-aș fi telefonat în noaptea aceea... Evenimentele și ar fi urma cursul, poate cu puțin întârziere. Și Megre, întinzând mâna spre paharul cu rachiu de drojdie, adăugă în fond. O a câștigat. Aici se termină cartea Megre și cazul Naur. O răsturnare de situație totală și trebuie să recunosc, am fost convinsă că Oueni este Ucigașul, dar deja creasem o cu totul și cu totul, cu totul altă poveste în mintea mea, și deja mă gândeam că Oeni era împreună cu Felix Naur și că o ura pe Lina și că ceva s-a întâmplat, s-a greșit și cumva l-a omorât fără să vrea. Asta a fost în mintea mea cel puțin, nu m-aș fi gândit vreodată că de fapt era fusese cu lina și așa mai departe. Și că continua să o iubească. Wow! O chestie măiastră, într-adevăr, o răsturnare de situație foarte, foarte tare. Dragii mei, vă îmbrățișez, vă mulțumesc că ați fost alături de mine pentru un carte, De mâine începem o carte nouă. La fel ca de obicei, vă invit să vă abonați, să dați un click pe clopoțel, nu vă costă nimic, este gratis, mă ajută foarte, foarte tare, un like, un share un mesaj din nou și acestea mă ajută. Sper că toți sunteți bine, vă doresc multă liniște, sănătate, vă îmbrățișez și de mâine ne auzim cu o nouă carte. La revedere!